Suntem pe data de 22 octombrie și am cam terminat prin stupină de ce a fost de unificat și acum am rămas cu nuclee, adică cu regine de rezervă. Aceste regine de rezervă trebuie iernate într-un fel sau altul. Aici, după ce am scos niște rame, am rămas cu două rame de albină. E mai puțin albinuță, dar treaba e că o vom ierna această matcă, nu-i problema. Îi mai pun o diafragmă de scândură și aici. Încercăm să iernăm nuclee. Bine, eu am mai iernat astfel, nu e o mare problemă. Dacă aici, în acest înmulțitor de regine, avem 3 nuclee, acum le voi organiza astfel încât să se ierneze în condiții cât de cât bune. M-am uitat la 1, acum o să verific și pe al doilea, să văd câtă mâncare au. Dacă nu are destul, atunci îi mai aduc sau câtă miere și așa mai departe, să vedem și câtă albină are. Și acesta tot pe două rame îl voi lăsa. Mă uit un pic câtă mâncare are, dacă trebuie să înlocuiesc o ramă, o voi înlocui. Îi aduc alta. Ba, nu e nevoie, aici este mâncare destulă, simt în ramă. Aparent, așa pare că are 2 kg de miere. Mă uit după matcă și o las în două rame și pe acest nucleu. A trebuit să verific un pic diafragma, dacă nu cumva e roasă. Oricum rămâne una dintre măci, de obicei, dacă se întâmplă să roadă diafragma. Aici este matca, nu are foarte multă mâncare, dar 2 luni de zile, undeva prin ianuarie, va primi. Ori va primi sau să-i aduc o altă ramă, să-i mai pun mâncare aici. Mă mai gândesc un pic. Eu las și pe a treia, în caz de ceva mai are ceva mâncare. Nu are foarte multă, dar să sper că îi ajunge. Bun, acesta e al doilea. La nuclee cam 4-5 kg de miere, așa. Consumul mai mare e undeva în februarie, așa că nu ar fi o problemă prea mare. A, uite, avem o ramă de rezervă în caz de ceva, iată. Da, eu pun pe asta. Iată, aici are miere suficient de multă, acest nucleu. Și acum îl organizez să stea doi unul lângă altul. Ăla de aici e solitar, va sta mai singur, așa n-am cum să-l aduc aproape de ăsta. Ah,
Asta e o ramă mai goală. Asta e o ramă mai goală, dar are ceva miere pe ea. Acum am decis să-i las rama cu miere, lua asta și lua ălaltă, îi aduc o altă ramă cu mâncare. Am rame cu mâncare și doar să-i aduc. Bun. Aici ar trebui să fie și matca pe undeva. Are mai multă albinuță. Este aici și mătcuța. Ăsta are mai multă albină. Și ca să fie tot în regulă, îi pun lui această ramă cu miere, să o aibă aproape, așa. Și această ramă aș scutura-o. Bun, cam asta e. Așa. Deci miere, unul are mai puțin, dar cred că se va descurca. Acum dacă un nucleu trebuie să ierneze pe mai multă miere sau pe mai puțin, depinde de situație. Bun, cam asta este, eu acu-i acopăr. Am să-i acopăr, să aduc pânza. Aici avem ierna, trei regine. Acestea erau făcute să ia locul la anumite colonii, la alte regine. M-am mai lăsat vreo trei care am zis eu că totuși încă mai merită lăsate. Punem această pânză. Ei mai verific în ianuarie pe nuclei, le mai pun. Poate le pun la toți câte o turtă în ianuarie și termin cu... Adică stai cu liniștit, cu grijă. Asta e pentru grija ta, nu? Nu că poate ar avea nevoie sau nu. Poate n-ar avea nevoie, dar îi pui acolo o turtă și știi sigur că colonia va ajunge în februarie, în luna în care vei interveni după aia constant cu turte proteice. Așa că mai mult pui turte pentru grija pe mentală, să stai liniștit, chiar și după un anumit timp am văzut. Și apicultori cu zeci de ani în vechime tot fac acest lucru, aruncă o turtă energetică acolo deasupra sau o pungă cu miere ca să stea liniștit. Așa.
aceste trei rame, le pun aici, dar nu e indicat. O să las un pic de distanță între ele. Da, nu mai vine matca acum aici. Așa că zic eu că totul e bine. Asta vedem la primăvară. Acum eu doar i-am împachetat să stea bine peste iarnă. Mai trebuie o pătură deasupra. Dar se descurcă și fără. Bun. Cam atâta. Așa am pus nuclei ăștia la iarnare. Cam asta cu albinele anul ăsta. Până data viitoare, numai bine!